în Sud de Slavomir Mrožek. Dramatizare radiofonică de Cristian Tepino. Povestea noastră de astăzi este puțin cam neobișnuită. Ea a început într-un orășel din nordul Poloniei, un orășel liniștit, cu case vechi și frumoase, și cu o piață în care lumea se plimbă în fiecare duminică. Acesta este orologiul din turnul primăriei. Legenda spune că în vârful turnului se afla cândva un cocoș de tablă. Dar în timpul asedierii orașului de către iațivinci, a domnit o foamete atât de cumplită încât cocoșul a fost mâncat de către asediați. Poate că nu este decât o legendă, dar cât e de frumoasă. E, și iată că într-o bună zi, în acest orășel străvechi și liniștit, a apărut o mașină străină. Dar ce mașină! Ultramodernă, ultimul tip, cu faruri rabatabile și cu bord electronic. Mulțimea s-a adunat îndată în jurul ei și primarul și-a trimis secretara să vadă despre ce este vorba. Domnule primar! Ce se întâmplă acolo, Marisia? Ce cu mulțimea ai adunat afară? Domnule primar! E o mașină străină, aurie, argintie, cu beculețe care clipesc peste tot și deasupra are o firmă pe care scrie Godot. Godot? Da. N-am auzit de întreprinderea asta. Păi nici eu, dar cineva spunea că poate să fie numele unei comisii de inspecție de la vreun minister. Comisie? Inspecție? Aoleu! Da, așa spunea lumea. Ba, unul chiar spunea, acum li s-a înfundat, o să-i schimbe. Pe cine să schimbe? Pe dumneavoastră. Mă iertați, dar așa spunea lumea. Asta e bună. Poftim, comisie. Ia cheamă-l pe contabilul șef. Păi s-a internat în spital, a zis că are scarlatină. Atunci pe directorul cooperativ. Păi, lumea spune că a fugit în pădure. Mă întreb, de unde o fi inspecția asta? Poate că e de la Ministerul Culturii. Cum stăm cu capul? Ah, foarte bine, foarte bine. La cinematograful Curcubeu rulează filme de 2 ori pe săptămână. Păi cum așa? Păi cinematograful n-a fost închis din ordinul pompierilor? Ba da, dar nu intră nimeni în sală. A? Ușile sunt bătute în cuie, iar operatorul intră pe fereastră. Și chiar dacă ar intra vreun spectator în sală, tot n-ar vedea nimic, pentru că aparatul de proiecție nu mai are bec. Păi și atunci de ce mai rulează filme de 2 ori pe săptămână? Cum de ce? Dar planul cultural... Așa, ai dreptate, da. Dar cum e cu grădina zoologică? Și ministerul ne-a dat bani ca să facem o grădină zoologică? Păi, cu banii ăștia a fost construită o cușcă mare. Bine. Dar în cușcă ce avem? Păi ce să avem? Că doar pe la noi nu cresc tigri. Aolo! Acolo ținem porcul dumneavoastră. Aoleu, așa e porcul meu. Trebuie să facem ceva. Să-l tăiem. Nu, acum, vara, trimite pe cineva să-l vopsească. Da, să-i dea cu cremă de ghete și să-i pună niște pene acolo, ca să arate animal exotic. Dar ce se aude? Cineva s-a suit pe mașină și vorbește în mulțime. Agricultor polonez, ați așteptat multă vreme, dar așteptarea nu v-a fost zadarnică. A venit clipa cea mare, a sosit asta? Aoleu, vine încoace, uite și n-am cravată. Marisia, da, Marisia, da. Tu n-ai o cravată? Așa-i că tu nu porți cravată. Stai, dă-mi bazma. Bazma mea,
Senior, seniorita, omagiile mele. Grație. Trăiască lupta pentru pace, să trăiți. Sunt încredințat că veți acorda tot sprijinul. Sigur, da. Am fost la Ministerul Culturii, la externe. Marisia, da. Adu-mi un pahar cu apă. Da, am fost și la interne. Marisia, adu-mi o periuță de vin și sună pe nevastă. O periuță de vin și sună pe... Am vorbit cu consilierul Săpachievici. Vă cunoaște foarte bine activitatea. Marisia, lasă, nu mai aduce nimic. Nimic? Da. Nimic? Ah, mă iertați, senior. Am uitat să mă prezint. Mă numesc... Mefisto Kowalski. Pe scurt, Mef. Sunt artist polonez și am fost plecat în Brazilia. Artist? M-am întors pe meleagurile mele natale ca să le arăt compatrioților mei un spectacol pe care Europa acuseană m-a solicitat zadarnic să-l prezint. Un spectacol? Da, da, domnule primar. Un spectacol în care apare Godo. Da, de asta m-am întors. Vreau ca toți țăranii din patria mea să aibă posibilitatea să-l vadă pe Godo. Vreau să mă ajutați să prezint acest spectacol. Bineînțeles, bineînțeles. Vă stăm la dispoziție cu tot ce doriți. Artist, hai, hei, bată-te să te vadă. Își oam greu. Marisia, Marisia, dă telefon la casa de oaspeți să rețină o cameră pentru domnul artist. Mefisto, așa, da. Suntem onorați. Noi apreciem artiștii, domnule Mefisto. Marisia, Marisia, pregătește și niște gustări pentru domnul Mefisto. Sunt onorat. Mefisto, eu am mai auzit de dumneata. Spune, n-ai jucat dumneata într-un film care a fost la televizor? Să-l lăsăm deocamdată pe primar să se ocupe de misteriosul străin. Acum aș vrea să vă prezint pe cineva care joacă în povestea noastră rolul cel mai important. Sunt trei băieți, poate de vârsta voastră, al căror nume nu pot să-l dau în bilac. Am să-i numesc Grasul, Slapul și Mijlociul. Grasul stă în curtea casei sale și citește, 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 învață la matematică. De gardul casei se apropie acum Mijlociul, colegului de bancă, ce trage după el o instalație ciudată. Salut, Grasule! Ce faci? Ai nebunit tot ce ești la matematică? Șt! Vorbește mai încet! Numai coperta ai de la cartea de matematică. Înăuntru am ascuns un roman de aventuri. Ce roman? Yeti, omul zăpezilor. Știe, vorba despre ființa aceea uriașă care trăiește în Himalaya. Dar tu ce ai acolo? Asta? Da. E o motocicletă. Vină încă să vezi. Ia? Eu singura am făcut-o dintr-un motor de barcă și cazanul de țuică alutat. Îți place? Păi, e ca lumea. E, dar merge? Păi nu știu. De asta am adus-o aici să-i facem proba. Știi? La mine nu se poate. De ce? Dacă află tata că i-am stricat cazanul de țuică, nu știu ce-mi face. Păi... Hai, hai, dă-i drum! Merge, Grasule! Nu uite, Grasule, că-mi dat un stop pe lunga! Te scoate un stop! Ce faceți aici? Ce-i cu fumul ăsta? E incendiu! E incendiu, motocicleta lui! Ce? Ia la copilul! E grozavă, nu? Rabla asta, ce vorbești? Mai bine, hai să vedem mașina aia străină care a venit astăzi în oraș. Ce mașină? Una grozavă! E în fața Căminului Cultural. Uite-o, uite-o, uite-o! Vezi ce difuzoare are pe capotă, e? Marele Godo a sosit în orașul dumneavoastră.
numai o singură reprezentație. Astă seară la Căminul Cultural, intrarea tinerilor sub 16 ani strict interzisă. Tinerilor sub 16 ani strict interzis. Asta înseamnă că n-o să-l vedem pe Goto. Nu se poate. Trebuie să încercăm. Dacă ne punem niște bărbi false. Ce vorbești? Ce vorbești? La intrare își cere buletin. Ce? Fiți atenți. Când se adună toată lumea în fața Căminului Cultural, aruncăm o petardă. Se produce panică, iar noi ne strecurăm liniștiți înăuntru. Și de unde facem rost de petardă? Te-ai gândit? Ai dreptate. Știu, zăpăm un tunel subteran care să ne ducă exact până în sală. Da, idee foarte bună. Da, nu cred că o să-l putem termina până diseară. Ia stați. Eu cred că putem să-l vedem pe Godot și încă pe gratis. Cum? Fără nicio problemă. Cum? Ați văzut remorca mașinii? Da. Rulota aia nasoală făcută din scânduri, ce cu ea? Păi limpede! Godo, e închis acolo! Așa e! Uite că la asta nu ne-am gândit. Așa e! Acolo trebuie să-l țină, în rulotă! Da. Păi acum, hai! Haideți după el! Haideți după el unde s-o fi zis! Spre ce? După el! Stață floroasă are, nu? Eu cred că e mexican. Gata, a intrat în casa de oaspeți. Hai, să mergem repede. Ia-ți-mi deja. E de da? Da, pe unde? Are un dita mai lacăt. Ați auzit? Ați mult cineva? De rulotă! E cineva înăuntru! Aici se ascunde ceva necurat. Eu cred că străinul a răpit pe cineva. Să anunțăm miliția! Nu încă! Întâi trebuie să vedem cine e înăuntru și să aflăm de ce îl ține încuiat străinul. Dacă rulotă e de fapt un cățel sau așa ceva. Am auzit clar un geamăt omenesc. Păi poate să fie un papagal. Da? Lacătul pare solid. Da. Precis e străin. Mă duc să aduc lădița cu scule. Poate că reușim să-l tăiem cu bonfire. Mai fuge. Uite, acolo sus, rulota are o fereastră. Așa e, văd. Parcă e lumina înăuntru. Da. Crasule, lasă-mă să mă sui la tine în cârcă. Hai, urcă-te. Vezi ceva? Da, înăuntru arde o lumânare și parcă... Ce faceți aici? Cine noi? Da, voi, ce căutați lângă mașina mea? Și știți, ne jucam cu mingea și ne-a căzut pe rulotă. Eu nu văd nicio minge. Hai, plecați! Și să nu vă mai prind pe aici! Dar ce? N-avem voie să ne jucăm pe stradă? Am zis să plecați numai decât! Oh, Dios! Puertos el Saja! Ai văzut? Când a ridicat mâna spre lună, s-a auzit un trăznet și l-a înconjurat o lumină albastră. Postimă. Eu cred că a aruncat copocnitoare și noi ne-am speriat ca niște fraieri. Da, orice ar fi, e clar că nu vrea să vedem ce are în rulotă. Așa. E ceva putred aici. Uite că vine Slavomir cu trusul. Hei, Slavomir! Slavomir, oprește! Ce s-a întâmplat? Șt!
Străinul și-a dat seama că umblăm la rulotă. S-a înfuriat grozav. Eu cred că ține acolo închis o femeie. Se duce spre căminul cultural. Haideți, acum e momentul să deschidem rulota. Încearcă cu pila. Hai. Așa nu merge. Trebuie să cântați ceva sau să recitați. Să recităm? Da. E crest în pit. N-avem încotro. Dacă aude cineva zgomotul pilei, o să-și dea seama că aici se petrece ceva suspect. Da. Bine, hai, zi tu. Dar de ce eu? Nu nici o poezie. Doar am avut o grămadă de poezii de învățat la școală. Nu știu decât moartea Polonicului. Hai mă, spune! Polonicului, mă, nu a Polonicului. Dați-i drumul mai repede. Bine. O ceată de puștani în straie verzi. De pușcași, nu de puștani. Zici tu dacă știi mai bine. Polcovnicul colibă sta să moară. Polcovnicul colibă sta să moară. Mai tare! Polcovnicul colibă sta să moară. Nu urla așa. Polcovnicul a spus să pună șaua. Da, atât mi-aduc aminte. Ce ne facem? Nu am pilit lacătul decât pe jumătate. Nu mai știți nicio poezie? Ce, mai bine scobim o gaură în perete, a? Merge mai repede și burghiul nu face zgomot. Nu, nu-i de, mă, și nici nu mai trebuie să spunem poezie. Da. Bine, mă. E gata. Ce vezi? Ce? Văd o masă. Pe masă arde o lumânare. Mai văd o carte. La masă stă cineva și citește. Are o blană pe umeri. Ce? E o maimuță uriașă. O gorilă. Lasă-mă să văd și eu. Ce? Cred că ne-a auzit. Se uită la mine. N-are cum să te vadă prin găurica asta. Maimuța, vorbește, da. Dar nu vă temeți, n-am să vă fac niciun rău. Așteptați numai o clipă să deschid ușa. Să știți că am auzit când ați pilit lacătul. Iar acum, cred că pot să-l deschid cu o singură lovitură. Bravo! Ați făcut o treabă bună. Vă rog să poftiți în modesta mea odăiță. Ce maimuță politicoasă! Mi-e frică să intru, dacă ne mănâncă. Prostii, maimuțele nu mănâncă oameni. Da, dar nici nu vorbesc. Domnilor, văd că ezitați. Dar n-aveți de ce vă teme, pentru că Mef Kowalski va lipsi aproximativ... Ora, poftiți, vă rog, poftiți. Să știți că mi-a plăcut foarte mult poezia pe care ați recitat-o. Da? Și eu sunt un mare admirator al lui Mickiewicz. Ce mândru-i boiul de copilă și mijlocelul sprintenel. Dumneavoastră sunteți Goto? Cum? Vai, va să zică și voi v-ați lăsat înșelați de minciunile acestui ticălos de Mef Kowalski. Kowalski! Iertați-mă, dublor, dar de câte ori îmi amintesc de el, îmi vine să gem. Kowalski, vă rog, nu vă speriați. Mă liniștesc imediat. Kowalski! Gata, m-am liniștit. Dacă nu sunteți Godo, atunci cine sunteți? Da. Cine sunt eu? Am să vă spun. Pe lumea asta suntem numai doi. Eu și vărul meu, Pieti, omul zăpezilor.
el nu suportă căldura și de aceea locuiește în Himalaya. Mi-mi place vegetația, soarele, vuietul mării și din această cauză am trăit în Sumatra până când ticălosul de Kowalski. Kowalski! Gata, m-am liniștit. Trăiam deci liniștit pe insula mea. Nu știam nimic despre problemele petrolului iranian și nici despre materialismul dialectic. Într-o zi, pe când dormitam la poalele unui palmier, am auzit rafale de mitraliere și explozii. Era poliția de coastă care interceptase o navă a traficanților de droguri. Între cele două nave începe o bătălie cumplită. În cele din urmă explodară amândouă. Un singur om a reușit să scape. Îl vedeam cum se zbate la mal, încercând zadarnic să se urce pe stâncile alunecoase. Am sărit în apă și l-am scos pe țărm, unde a leșinat. În buzunarul hainei lui am găsit o carte. Astăzi pot spune că era un roman fără valoare. Dar atunci, când am văzut semnele acelea negre și ciudate, m-a cuprins o inexplicabilă dorință de a descifra înțelesul lor. Și astfel, eu, o maimuță, am început să citesc. Kowalski! Da, m-am liniștit. El m-a învățat alfabetul și mi-a promis că mă înscrie la o bibliotecă. Cititul devenise pentru mine o pasiune, un viciu. Eram în stare să fac orice în schimbul cărților pe care mi le aducea Kowalski. Kowalski, da. Iertați-mă, m-am liniștit. Am plecat cu el în Argentina, unde am transportat droguri. Am furat seiful în care se afla dosarul lui Kowalski din sediul Interpolului de la Paris și am nimicit banda lui Tony Uliter din Chicago, cu care se războia ce ticălos! Ce bandit! Se folosește de pasiunea mea pentru lectură ca să-și pună în aplicare planurile lui Mărșal. De ce nu-l părăsești? Să-l părăsesc? Ușor de zis. Dacă aș ieși așa pe stradă, gol și fără buletin de identitate, fără relații, aș fi arestat imediat și dus la grădina zoologică. Așa-i. Stați. Cu ajutorul vostru aș putea să scap de Kowalski și să mă întorc în Sumatra mea natală. Noi? Pe cum să te ajutăm acum? Trebuie să-mi faceți rost de niște haine și să mergeți cu mine la Zakopane. Acolo există o grotă suterană care străbate toată Cehoslovacia pe sub pământ. Ea duce la un râs subteran care se varsă în Eufrat. Apoi prin India și Pakistan vom ajunge fără nicio problemă în Sumatra. Asta zic și eu, excursie. Puțin, stați așa, nu se poate. De ce? Păi asta înseamnă că o să avem foarte multe absențe nemotivate. Și ce dacă? Tatăl tău e farmacist, nu? Poate să ne facă rost de scutire. De ce vine cineva? Mașina a plecat! Să ne dăm repede jos! Prea târziu, acum mergem cu viteză prea mare, riscăm! Domnilor, călătoria a început. Acum nu mai puteți da înapoi. Sau mă ajutați pe mine, sau cădeți în mâine lui Kowalski. De ce? Acum că i-ați aflat secretul, nu o să vă ierte niciodată. În Bolivia a prins trei polițiști care îl urmăreau și a spânzurat de gradul copac cu picioarele în sus ce? Și cu
capetele într-un ușuroi de furnici. Ce facem? Mefistul ăsta o să ne omoare fără să stea prea mult pe cânduș. Așa e, numai măicuța asta uriașă poate să-l înfrunte. Da, da, atunci trebuie să o ducem în Indonezia și suntem deloc pregătiți pentru drum. Mie mi-e deja foame. Am o idee. Să ne prefacem că suntem de acord să o ajutăm. Și după ce ne scapă de Kowalski, îi dăm să bea o cafea cu un somnifer puternic. Pe urmă o lăsăm undeva pe câmp și fugim. Nu, nu, nu se poate. Dacă o găsesc țăranii pe câmp, o moară. O mănâncă și din pielea ei își fac dărlogi. Ai dreptate. Și pe urmă, de ce să nu facem o plimbare până în Sumatra? Păi mâine avem teză la matematică. Teză? Atunci e clar ce avem de făcut. Mergem în Sumatra! Ce zice, se auzi? Fii asta! Și de copii aruncă cu pietre în mașină. Marceamu! Kowalski s-a dat jos din mașină și fuge după ei. Hulicanilor! Pune-o mâna pe voi! Gădeți voi miroaba! Acum e momentul! Repede! Dați-vă jos și urcați-vă în mașină. Repede sus. Care dintre voi știe să conduc o mașină? Eu! Treci la volan. Hai, dă-i drumul mai. Hai. Dar nu știu de unde se pornește. Sunt atât de butoane. Apasă aici. De ce pui mâna? Asta-i ștergătorul de partid. Asta-i radio-ul. Ăsta-i frigiderul. Grăbește-te, ne-a văzut. Treci odată ventilatorul ăla. Găsesc! Nu găsesc! Urcați-vă oară, mă! Am pornit! Urcați! Nu vezi că mergem înapoi? Mergem drept spre el! Altfel nu știm! Stați! Întoarce mașina și mergi înainte cu spatele. Carambo! Ura! Scăpăria! Scăpăria! Ați scăpat, copii! Vă mulțumesc! Acum nu mai rămâne decât să ajungem la Zakopane și de acolo direct în Sumatra. Ah, și când te gândești că toate astea se întâmplă pentru că am vrut să-l vedem pe Godo. Ce Godo? Care Godo? Pe mine mă cheamă Zeta. Godo nici nu există. Asta e tot o escrocherie de-a lui Lev Kowalski. Iertați-mă, m-am liniștit. Ne apropiem de o răscruce, pe unde o iau? La stânga. Prea târziu am luat-o la dreapta. Atenție, drumul se furtă. Oprește! Nu, pa! O să ne ieși. Ce facem acum? Bine, întoarce mașina și s-o ștergem repede până când nu ne vede cineva. Stați! Stați o clipă. Uite acolo pe frânghie, sunt niște rufe puse la uscat. Așa e, așa e. Parcă ar fi o fustă și niște... E un costum complet de cracoviană. Și mi se pare că e măsura mea. 120. Providența ne-a dus aici. Îmbrăcat în femeie, cu basma pe cap, o să pot umbla pe stradă fără să atrag atenția nimănui. Voi intrați în casă și țineți de vorbă până iau eu costumul. Poate că ne dă și ceva de mâncare. O, bună idee. Să-mi aduceți și mie niște banane. Care e acolo? Suntem un grup de elevi
Alo, alo, pușca! Poate că e un bandit! Nu trageți nene, că n-am făcut nimic! V-ați speriat, a? Ce căutați aici? V-am spus, ne-am rătăcit și ne-e foame. E foame? Băi, luați și voi ce găsiți pe aici. Da, se poate, mulțumim, mulțumim. Uite, 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 și pentru Zeti. Ține-l de vorbă, ține-l de vorbă. Da. Cum vă descurcați cu aprovizionarea? Da, cum adică? Vreau să zic aici, în pădure. Da, păi, mă descurc. Da? E bine, e bine să ai o casă în mijlocul pădurii, nu? Da, poți. Tu poți să admiri natura, să faci un iarbar. Sigur. Cine afară? Cu cine ați venit? Stai, nene, nu trage. Sunt colegii noștri. Colegii? Da. Și mașina aia din curtea cui e? A noastră, adică școlii. Da, școlii. A școlii? Da. Și în ce țară e școala aia voastră? Sunteți din ăia care exploatați pe negri, imperialiști, agresori! E nebun, să fugim pe noi! Hai! Agresori! Pornește mașina! Deocamdată, trebuie să fim cu băgare de seamă. N-o să ne fie deloc ușor să ne descotorsim de Mef Kowalski. Kowalski! Va lupta până la ultima suflare ca să mă facă din nou prizonier și să se folosească de mine pentru scopurile lui criminale. Oricum, o să-i fie mai greu să te găsească în costumul ăsta de țărancă din Cracovia. Da, da. Îți stă foarte bine. Da, grozav. Lăsați. Ce? De ce ai oprit? Uite acolo, la marginea drumului, o bătrânică. Face autostopul. O luăm cu noi? O luăm, săraca bătrânică. Da, nu ne deranjează. Unde mergeți? În oraș, maică. Fii-vă milă și luați-mă și pe mine. Poftiți, urcați! Băieți, ajutați-vă! Așa încet, încet. Puneți piciorul aici. Aici? Ce grea e! Mulțumesc. Așa. Adică aici. Mulțumesc, maică. Așa, așezați-vă. Văd aici o mulțime de cunoștințe. Ce? Mef Kowalski! Chiar el! Sus, mâinile! Nici o mișcare! Dați-mă la o parte! Deschideți portiera! Pot! Pot, mă ține de mână! Mușcă-l! Aruncă-l din mașină! Aruncă-l! Pornește! O să atragem atenție. Da, uite, intrăm în oraș. Uite, acolo scrie gara, la dreapta, la dreapta. Da, așa. Am ajuns!
fica sa de bilete. Uite acolo. Aha. Grațule, du-te tu să cumperi bilete. Da, 4 bilete până la Zacopane. Stați, mă, stați. N-am bani. Nici eu. Am 4 zloți. Bine, dar asta nu ne ajunge nici pentru bilete de peron. Ce faci? Am o idee. Dacă zicem că întâmpinăm pe cineva, a? Că am venit să întâmpinăm o delegație din străinătate. Așa e. Serviți-vă să nu ne vadă cineva. Gata, gata, să mergem. Biletele, vă rog. Biletele, vă rog. Noi? Ce noi? Păi dacă n-aveți bilete de tren, trebuie să cumpărați bilete de peron. Nu că noi așteptăm o delegație. Da? Mir Pax Freedom. Păi de ce nu spuneți așa? Da, da, așa. Ei, mergeți la linia a treia. Așa. Vedeți că mai sunt acolo niște copii. A? Hai. Uite, la linia a treia. Nu pe acolo, nu pe acolo. Nu pe acolo, la dreapta. Nu, 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 că noi așteptăm altă delegație care trebuie să vină cu trenul de Zacopane. Trenul de Zacopane? Da. Păi trenul de Zacopane vine la linia a treia. Asta-i trenul. Uite, hai, asta-i trenul nostru. Aha, aici e un compartiment liber. Hai sus, hai sus, sus. Ei, copii, am ajuns la țanc. Vedeți? Ia veniți încoace. Acolo, în fața gârii. Cine e lângă mașina noastră? Covals! Nu vă plecați în afară. Dacă ne vedeți, suntem pierduți. Ascundeți-vă, ascundeți-vă, vine încoace. Trage perderele. De ce nu pleacă odată trenul ăsta? Gata, a plecat. Ei, s-o fi urcat în trenul ăsta? Cel mai bine ar fi să stăm departe. Da, da. Uite, tu stai la un capăt al vagonului și eu la celălalt. Aha. Dacă unul dintre noi îl vede pe Mephisto, strigă trăiască oaspetele dracu. Așa, trăiască? Bine, s-a făcut. Să mergem, hai să mergem. Aveți grijă. Viclenia lui Kowalski nu are margine. Kowalski, Kowalski. Îmi amintesc odată în Mexic au omorât jumătate din locuitori unui sat de indieni, dându-le să mănânce 4.000 de colțunași cu carne otrăvită. E în stare de orice. Ia stai, parcă se aude ceva. Ce-o fi asta? Nu știu. Eu cunosc toate sunetele junglei, dar niciuna din fiarele pe care le știu eu nu scoate asemenea răgete. Sunt niște beții. Vino. E bine clăvită. Hai, stai o muiere, că asta în bătătură ai probleme cu mucile agricole. Ce costum are, mă. E cracoviancă, mă. O fi artist. Mă, mușico, nu vei o țuică cu noi? Nu mulțumesc, eu nu servez băuturi spiritoase. Hai, lasă, nu te mai sfie, bă, băi. Am spus, nu mulțumesc. Vă rog să mă lăsați în pace. Dar mă doare. Lăsați-o în pace, ce aveți cu ea? N-avem nimic. Ne e simpatică și vrem să-i oferim un păhăr. Ține-o, mă. Fără-ți violența. Nu cumva ai omorât? Nu. Dar cred că nu se vor mai trezi decât peste o jumătate de oră. Ce s-a întâmplat? Mai nimica toată. Ne-au atacat 3 bețivi, dar Zeti i-a dat gata în câteva secunde. Poate că ar fi mai bine să ne mutăm în alt compartiment. Da. Aici, tovarășe. Ce s-a întâmplat? Aceștia sunt infractorii. Trebuie să mai fie încă unul pe aici, prin vagonul ăsta. Ei mi-au furat mașina și acum, după cum vedeți, au atacat și maltratat și pe acești oameni ai muncii. Oameni care se întorceau de la lucru, liniștiți, dorni să ajungă mai repede la familiile lor, la copilari.
Mai vedeți că sunt foarte primejdioși, foarte periculoși. Iar mai muței, pardon, femei, să-i puneți cătușe la mâini. Aici e ceva ciudat. Trebuie să cercetăm, să ascultăm și versiunea lor. Nu ascultați nimica, nu e nevoie, nu. Sunt niște mincinoși. Noi nu. Și pe urmă nici n-au bilet. E adevărat? Așa e. Așa, n-avem bilete. În cazul acesta rămâneți în compartiment până ajungem la destinație. Pe urmă o să vă duc la miliția gării și o să dați acolo declarațiile. O să facem un proces verbal. Ce ne facem? Ce ne facem? Liniște. Trebuie să le dăm jos din tren cât mai repede. Aici viața noastră e în primejdie. Precis că Mef Kovalski uneltește ceva. N-ar fi exclus să fi pus pe aici pe undeva o bombă cu explozie întârziată. Auzi? Trebuie să fie ceasul bombei. Nu, trebuie să coborăm imediat. Lasă-mă pe mine să vorbesc. Domnule sergent. Da? Nu îi recunoaște, domnule. Aș dori numai să-l întrebați pe acest civil dacă nu știe ceva despre afacerea Godo. Da, întrebați! Ce afacere mai și asta? Caramba! E că uita, a luat-o la pucă, de ce fuge? Pentru că e banditul Mef Kovalski, urmărit din Interpol. Mef Kovalski! Kovalski! De asta cum, domnule sergent, în acest compartiment Kovalski a spus o bombă cu explozie întârziată. Da. Opriți trenul și evacuați imediat vagonul. Bomba poate să explodeze dintr-o clipă în alta. Nu înțeles? Voi trage semnalul de alarmă, eu anunț oamenii! Am oprit un pod! Uite, de desubt e un râu! Știți ce? Urcați-vă în spatele meu. Așa? Ce? Și țineți-vă bine de părul de pe ceafă. Nu mai putem să rămânem în trenul ăsta nici o clipă. Hai, urmă-te, hai! Atenție! Da! Atenție! Sărim! Dar eu nu știu să nu... S-a distrus. N-am pățit nimic, n-am pățit. Ați auzit? Asta a fost bomba. Dacă mai stăteam o clipă, ne făcea praf, praf ne făcea. Țineți-vă bine. Așa, am să not până la șleful de acolo. Gata, am ajuns. Hai sus. Scoateți-vă hainele, să vă ciți. O, ce mic mi-a rămas costumul de capuiar. Ia uitați-vă cum a intrat la apă. Numai chiloții mai sunt. Ce faceți acolo? Am căzut în apă, nene. Da. Ați căzut în apă? Da. Cum ați căzut în apă? Păi vagonul nostru a făcut explozia. A pus cineva o bombă. Și cum maimuța asta ce e? Băi, ce sunt? E maimuța noastră. E noastră. Mi-a adus-o tata din Sumatra. Oh, ce maimuță mare. Nu e periculoasă? Nu mușcă? Nu, nene, e foarte blândă. Da. Ne lăsați și pe noi să mergem cu dumneavoastră? Da, unde vreți să ajungeți? La Zakopane. Bine, până la Varșovia puteți veni cu mine. De acolo o să luați trenul. Mama, intrați în cală și cuibăriți-vă și voi cum puteți pentru cărțile care sunt acolo. Hai. Hai. Așa, luați loc. Aia. Și de cărți, nene! Da. Păi asta facem, transportăm ziare, vei, cărți și cârpe până la o... Până la o mare uzină care trebuia să fie terminată acum 5 ani. Din ea n-au apucat să termine decât coșul. Dar trebuie să pară că funcționează. De aceea, în coșul ăla arzi zilnic hârtii, ziare, cârpe, ca să iasă din el nor de fum. Asta
ridică moralul populației. Eu vorbesc și eu adormit. Vieții copii. Na, a adormit și maimuța. Ce idee și la tasul să-i aducă o maimuță. Aveți cărți foarte interesante. Aș avea o rugăminte. Puteți să-mi împrumutați câteva? Maimuța? Doamne, Dumnezeule, maimuța care vorbește! Vorbește maimuța! Ajutor! Repede! Repede să se simbe mal! Hai cu tine! Ce facem acum? Am scăpat. Ce facem de acum? O să umblăm pe stradă în chilot și mai eu. Așa e că suntem în chilot. Uite ce multe lume e pe stradă, ha? Ia-te, uite. Voi vedeți ce scrie acolo? Unde? Acolo, pe panoul care este întins de-a curmezișul străzii. Ce scrie? Maratonul păcii. Sosire. Asta e! Îmbrăcați așa în maiu și chiloți, au să creadă că participăm la maraton. Trebuie numai să ne scriem niște numere pe maiu. Da, hai, uite, am găsit eu niște cărbune. Hai, ne scrie, hai, repede. Și la mine? Și iată, stimați ascultători, primii alergători se apropie de linia de sosire în finalul maratonului păcii și prieteniei. În frunte se află un sportiv din străinătate, așa cred, un atlet de culoare cu o statură impunătoare, iar în urma lui... surprinzător, un grup de copii. Da, stimați ascultători, trei copii care au reușit să ajungă cu mult înaintea unor sportivi experimentați. Dar iată, în această clipă, unul dintre ei rămâne în urmă și pare că vrea să abandoneze cursa. Ceilalți însă se opresc, se întorc, îl iau de mână și încep să-l tragă spre linia de sosire. N-am mai văzut așa ceva până acum, stimați ascultători. Mai avem numai câteva metri. Mai avem câteva metri și ieșim din aglomerația. Și să ne ascundem după tufișuri. Hai de grasă! Hai, grasă! Hai, grasă! Îi încurajează impresionați de extraordinarul gest de sportivitate al partenerilor de întrecere. Cel care a rămas în urmă, încurajat de colegi și suporteri, pornește din nou. Îi depășește pe ceilalți într-un finish extraordinar și trece primul. Mă îndrept acum către finaliști ca să vedem cine sunt învingătorii în această cursă senzațională. Dar iată că alergătorii o iau la fugă, se îndreaptă spre parcul de cultură și odihnă și dispar printre copaci. Rasule, unde ești? Aici, în tufiș. Au plecat? Da, cred că ne-au pierdut urma. Oricum trebuie să stăm ascunși aici până se noptează. Dar de unde e? Nu știu. Sunt aici. Mă duc să beau un pic de apă. Nu cred că e bine dacă te observă cineva. Dar în tot parcul n-a mai rămas decât bătrânelul ăla care citește. Citește? Ce citește? Termină, stai acolo, ascuns. Dar nu pot să-mi stăpânesc curiozitatea. Știți că la mine cititul e un viciu. Știm, dar... Domnule! Suntem pierduți. Acum bătrânelul o să înceapă să țipe. Haide, mai... Dacă nu vă supărați, domnule, vă rog să-mi spuneți, ce carte citiți? Da, sigur, cu plăcere, Antropologia lui Mrozek. Ah, mulțumesc foarte mult, am citit-o. Da, cu plăcere. Am scăpat, da. N-a văzut că-i mai mult. Domnule, numai o clipă. Ah, și-a dat seama, suntem pierduți. Numai o clipă, vă rog să-mi pun ochelarii. Oh, extraordinar! Nu cumva sunteți Yeti, omul zăpezilor? Oh, nu, domnule. Eu sunt Zeti, vărului. Extraordinar! Mi se pare că visez. Știți, eu sunt profesorul Blavatsky. Cum? Male antropolog? Da,
în persoană. Haide, mine, să știți că am citit toate lucrările dumneavoastră. Da? Atunci știți că am scris 10 de studii despre Yeti, că am realizat o reconstituire tridimensională a lui, pornind de la urmele pe care le-a lăsat în zăpezile din Himalaya, că am stabilit că e șaten cu ochi albastri. Dar toată lumea râdea de mine ca de un nebun. Ei nu credeau că Yeti există. Și iată că acum apare în fața mea, în carne și oase. Este senzațional. Yeti la Varsovia. Domnule profesor, da. Eu trăiesc în Sumatra. Ah. Și aș vrea să mă întorc cât mai repede acolo. Da, înțeleg. Vă rog foarte mult, puteți să mă ajutați? Da, dar bineînțeles, bineînțeles. Vă rog să nu mai spuneți la nimeni că v-ați văzut. Ăștia sunt în stare să mă sfâșie, să mă împăieze sau să mă închidă la grădina zoologică. Nu, 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 nu te teme. Am să te ascund în apartamentul meu și am să te studiez. A, nu, mi-e teamă, domnule profesor. De ce? Eu trebuie să ajung cât mai repede la Zakopane. Aha, vrei să traversezi Cehoslovacia prin grotele subterane, da? Foarte bine, foarte bine. Am să te duc cu automobilul meu până la Zakopane. Hai să mergem unde e parcat aici chiar la intrare. Domnule profesor, pot să iau și pe prietenii mei? Pe... da, sigur, bineînțeles. Ha, sunt sportiv. Mulțumesc. Da, poftiți, poftiți, urcați. Urcați. Am ajuns! Ia uitați-vă, ia uitați-vă! Superb peisaj! În zona asta sunt multe grote. Problema este cum să aflăm care dintre ele duce la coridorul subteran. Asta nu e greu. Eu am simțul mirosului extrem de dezvoltat. Da, sigur, sigur. Singurul lucru de care mi-e teamă este să nu ne dea de urmă Mef Kowalski. Dacă ne va găsi în labirintul subteran, nu vom mai avea scăpare. Vai, vai, vai. Și simt că este pe aici, pe undeva. Nu, e miros. Să știi că ne-am uitat peste tot. Doar acolo sus e un vânător. Ia, uite, uite-te cu binoclul meu. A, nu, nu e el. Nu, Zeti, Zeti, uite-te în spatele nostru. Mișcă ceva acolo. Uite, A, o capră neagră. O capră neagră? Ia, dă-mi puțin binoclul să o văd și eu. Aha, e ciudat. Vine spre noi? Asta e foarte bizar, pentru că de obicei caprele negre sunt deosebit de sperioase și fug de oameni. Dar ce exemplar ciudat! Parcă ar avea niște catarame la copitele din spate. Ce? Iar în copitele din față are mănuși! Are o mustață lungă! Lungă mustață, are mustață! E Kowalski! Los! S-a regizat în capre! Să fugim! Alargă spre noi, să Nu trage el. A tras vânătorul că l-a confundat cu o capră neagră și a pierdut echilibrul. Da. Uite, cade în prăpastie. Ca să vezi, deghizarea asta i-a fost fatală. Să mergem. Aceasta este grota. Da? Miroase a nucă de cocos și a ocean. Intrarea este aici, după bolovanul ăsta.
ține tu lanterna și mergi înainte. Da. Haideți, copii, haideți, haideți. Fii, și linieci pe aici? Până acum îmi doream nespus de mult să ajung în Sumatra, dar aici, în peștera asta, a drept să spun, mi-a pierit eu. Tăcere! Nu faceți zgomot, copii! De ce? Vedeți pietrele acelea de sus? La cel mai mic zgomot se poate declanșa o avalanșă. Să mergem încet, încet, în urma lui Zeti. Încet! Mi-e frig! Nu abține-te, un strănut ar putea să ne fie fatal. Nu, te rog. Copii, copii, unde sunteți? Aici. Ați pățit ceva? Nu. Doamna zgâria puțin. Dar unde-ar fi ceilalți? Aici. Și eu sunt aici. Da? Dar nu știu unde e Zeti. Vai, vai, vai. Zeti! Am impresia că tunelul subteran s-a blocat. Nu uitați-vă acolo. Se vede o rază de lumină. Zeti! Sunt aici. Sunteți de fer? Da, tu. Da, și eu sunt de afară. Dar tavanul grotei s-a prăbușit între noi. Trebuie să ne despărțim. Voi o să vă întoarceți acasă, iar eu o să merg mai departe. Mă nu, o să dăm pietrele la o parte. Nu trebuie, e periculos. Lăsați, e mai bine așa. La revedere și vă mulțumesc. La revedere, Zeti. Drum bun spre sud. Săracu Zeti. Da. Ce o să se facă fără noi? Ce? Lăsați, copii, n-aveți grijă. Se descurcă el, da? Se descurcă. Știți ce? Am o idee. Ce-ar fi să-i facem la vară? O vizită! O vizită frisă! Da, o vizită lui Zeti! Da! Ați ascultat Fuga în Sud de Slavomir Mrojek. Dramatizare radiofonică de Cristian Pepino. Distribuția a fost următoarea: Zeti, Mitică Popescu; Grasul, Anca Zamfirescu; Slabul, Alexandrina Halic; Mijlociul, Mariana Zaharia; Mefisto Kowalski, Teodor Daneti; Profesorul, Șerban Celea; Primarul, Gheorghe Oprina; Secretara, Monica Ghiuță. În alte roluri: Boris Petrov, Dan Tufaru, Sorin Gheorghiu, Ion Chelaru, Gheorghe Pufulete. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta.